Irinel și Monica sunt astăzi doi oameni liberi, iar Moni va plăti pensia alimentară. După 4 luni de scandaluri și răsturnări de situație, divorțul din familia Columbeanu s-a pronunțat în această dimineață. Irina rămâne la tatăl ei. Fosta doamnă Columbeanu a revenit la numele de fată și pare hotărâtă să înceapă o nouă viață. Astăzi și-a luat bagajele. Irinel și-a luat o pauză de gândire. Astăzi Irina v-a fost încredințată prin tribunal. Vreau să știu cum vă simțiți. Destul de bine. Irinu, ca ce spune? I-ați spus? Nu, o să-i spun diseară. Trebuie să găsesc o formulă. Nici nu se pronunțase bine instanța și în fața apartamentului în care stătea Monica a început agitația. Cel mai probabil fosta doamnă Columbeanu își făcuse bagajele de dimineață. 5 geamantane, evident de firmă, pline, au fost duse de un tânăr și de mama Monicăi la mașină. Cum ai primit sentința? Mama, fiica și șoferul s-au oprit direct în complexul rezidențial din nordul capitalei în care Monica și-ar fi cumpărat un apartament în urmă cu 2-3 luni. Unde mergeți în vacanță? N-am văzut încă hotărârea, nu știu ce regim o să aibă aceste plecări. Vrea și mama ei probabil să meargă cu ea într-o vacanță, nu știu să vă spun. Deși copilul rămâne la tată, judecătorii au hotărât că Irina va putea pleca împreună cu mama ei din țară. Monica o poate lua în weekendurile din cea de-a doua și a patra săptămână din lună și în concediu, în perioada 20 iunie-20 august. Magistrații au stabilit și pensia alimentară. 1000 de lei pe lună va plăti mama după ce a declarat magistraților un venit de 5000 de lei pe lună. Irina are contul ei și bineînțeles că o să-i pun în contul ei. Relațiile dintre cei doi foști soți par să fi intrat pe făgașul normal. Aseară Monica a intrat din nou pe poarta de la Izvorani, de această dată invitată. 40 de minute mai târziu apărea și domnul Columbeanu. Poate vă cere în căsătorie, Monica. Haideți să vedem ce... O să luați cina în familie acum? Probabil că da, dați-mi oficial ora... sunteți încă o familie. Da. Și ar putea fi ultima cină romantică, ultima noapte de dragoste? Nu știu. Mie nu prea mi-e foame oricum. Monica a ieșit de la Izvoran după o oră și ceva, destul de zâmbitoare și glumeață. Ești mai ușurat acum? O seară bună tuturor și îmi cer scuze că nu pot să fiu pe placul vostru să vă vorbesc. Mai ales cu așteaptă întrebări mai incomode decât cele privitoare la divorț. În Statele Unite a fost fotografiat alături de un domn misterios. Cei doi se plimbă printr-un centru comercial și împart cu gesturi intime o înghețată. Nu se știe deocamdată cine este tânărul, dar este evident că Monica se simte foarte bine în compania lui.